Telecabina care facilitează accesul în cetatea Deva a fost pusă în funcțiune astăzi și este disponibilă pentru cei care vizitează monumentul istoric după o lungă perioadă în care turiștii au putut vizita cetatea doar parcurgând pe jos traseele amenajate pe dealul cetății. Noul ascensor înclinat are o capacitate de 30 de persoane, dublă față de cel vechi. Investiția a presupus modernizarea instalației de transport înclinat, a sistemelor de comandă și siguranța funcțională a acestora, modernizarea celor două stații, amenajarea și refuncționalizarea zonei de așteptare în zona pietonală de la poalele dealului cetății, redimensionarea camerelor tehnice în cele două stații pentru noile fluxuri de turiști, modernizarea grupurilor sanitare, adaptarea rampelor pentru persoanele cu deficiențe neuromotorii la standardele și normativele în vigoare. În zona de așteptare au fost montate bănci, coșuri de gunoi, a fost realizat iluminatul exterior cu LED, au fost plantați copaci ornamentali și rondouri pentru flori. De asemenea, a fost iluminat arhitectural grupul statuar al gimnastelor. Telecabina funcționează zilnic între orele 10 și 19.